vremea este admirabilă, de altfel ca întreaga atmosferă. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Vreau să cer scuze de la publicul nostru care a venit atât de mare la stadion și ne-a susținut și din păcate n-am putut să facem fericiți. Atât de dramatic să fie o retrogradare. Nu mai trebuie să trece Brașov. Sunt fel de fel de speculații în jurul acestei echipe. Brașovenii au revenit la statutul lor de echipă controversată. Echipei nu prea găsesc scuze. Dar ce e ortodox în viața asta? Un meci ce Brașov vrea adus să reprezintă, indiferent de anotimpul, spectacol de mare atracție la care trebuie aduși în primul rând copiii. Doar lor le place la nebunie toate de păcut. I was a bit confused and angry. Se poate i-au dorit să lucrăm cu singura pe doctorului.
publicul e sub timp și a fluierat în final favoriții. Publicul este liber să aprecieze cum dorește. Din tribune se scandează rușine să vă fie. Încă un șut și scoate Dosei, senzațional. Galeria Brașovului părăsește tribunele stadionului Tineretului în semn de protest. Va intra Andra și unul la brașoveni. Să vedem pe Andra și șut și gol! Au dat lacrimile de pomeni pentru publicul brașovean. E greu să găsești cuvinte despre un astfel de om în astfel de momente. Noi suntem cu un picior în groapă. Singurii care au fost alături de noi au fost suporterii, care din puținul lor au făcut o chetă și am avut noi să mai mâncăm, să ne mai luăm o masă și așa mai departe. Inevitabilul s-a produs. Tribunalul Brașov a decis deschiderea procedurii de faliment a societății SCFC Brașov S.A. După 8 decenii, echipa dispare. Singurii care nu se dau bătut sunt suporterii brașoveni. 80 de ani de istorie nu-i veți îngropa, steagul prin noi va continua. FCSR Brașov este numele noii grupări a suflării stegare. Peste 200 de fani au mers sâmbătă dimineața la Cristian pentru a-i susține pe galbeni-negri la primul lor meci. Să preluăm și marca FC Brașov. Fotbalul brașovean nu poate să se desfășoare fără suporteri și împotriva suporterilor. Corona Brașov promovează în Liga a doua. Nu cred că ăștia sunt suporterii brașoveni, pentru că galeria e una și suporterii sunt alta. Aceleași culori, aceeași siglă, o echipă care s-a transformat din Corona Brașov în FC Brașov, n-are nicio legătură cu fosta echipă brașoveană de tradiție. Bate Căucă, bate Căucă! Steagul suntem noi.